forțe proaspete la Inspectoratul Județean de Poliție Botoșani. 50 de noi angajați vor lucra în județ. Astăzi, la sediul inspectoratului a avut loc ceremonia de depunere a jurământului de credință. Evenimentul a debutat cu intonarea imnului României. Actele administrative de numire în funcție și de acordare gradului profesional pentru noi noștri colegi cu stabilirea unei perioade de probă de 6 luni. Astăzi, polițiștii nou angajați, în conformitate cu prevederile articolului 23, alineat 1, din legea numărul 360/2002 privind statutul polițistului, cu modificările și completările ulterioare, vor depune jurământul de credință în fața șefului unității și în prezența al doi polițiști. Noi angajați ai IPJ Botoșani au jurat în fața șefilor lor, comisar șef Viorel Cerbănoiu, adjunctului șefului poliției, comisar șef Adrian Bucătaru, șeful de la resurse umane și a șefului serviciului de ordine publică Costică Mândru, că vor apăra valorile materiale și spirituale ale societății și au promis că nu vor neglija atitudinea, corectitudinea și ținuta lor. Noi noștri colegi, agenți de poliție, încadrați din surse externă, vor depune jurământul de credință al polițistului. La noi, la Botoșani, la Inspectoratul Județean de Poliție, avem un număr de 50 de agenți încadrați din surse externă, frumos îmbrăcați, prezenți în sală aici și hotărâți pentru a depune jurământul de credință. Să aplic în mod corect și fără părtinire legile țării. Să aplic în mod corect și fără părtinire legile țării. Să-mi îndeplinesc cu răspundere și bună credință. Să-mi îndeplinesc cu răspundere și bună credință. Îndatoririle ce-mi revin potrivit funcției. Îndatoririle ce-mi revin potrivit funcției. Și să păstrez secretul profesional. Și să păstrez secretul profesional. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Felicitări! Mai apoi, comisarul șef Viorel Cerbănoiu a dat citire mesajului șefului Poliției Române, chestorul Bogdan Despescu. În această zi atât de importantă, încărcată de emoție și solemnitate, ziua depunerii jurământului de credință, vă felicit și vă urez mult succes în continuare. Angajamentul pe care l-ați făcut astăzi este primul pas spre asumarea răspunderei în numele societății pentru a apăra valorile materiale și spirituale. Polițiștii sunt cei mai importanți purtători de imagine a instituției în funcție de atitudinea, corectitudinea și ținuta dumneavoastră, cetățenii își conturează percepția față de Poliția Română. Iată de ce vă cer tuturor ca, printr-o pregătire riguroasă și continuă, să deveniți vectori ai profesionalizării, astfel încât Poliția Română să continue să fie o poliție puternică, respectată, un partener de încredere. În încheiere, permiteți-mi să vă felicit încă o dată cu ocazia depunerii jurământului de credință, așa să ne ajute Dumnezeu. Noi polițiști vor participa la cursurile de inițiere în perioada 25-7-2016 până în data de 21-10-2016, care se vor desfășura la instituțiile de învățământ ale Poliției Române.